Clubul sportiv municipal Zalău participă în aceste zile la Cluj-Napoca la Cupa Universitatea, o competiție amicală organizată de formația de pe Someș. În primul joc al turneului, volebaliștii zălăoane au fost învinși cu 0-3 de Dinamo București. Primul set a fost cel mai disputat, însă la final s-au impus bucureștenii cu 25-23. Actul al doilea a fost câștigat de asemenea de formația din capitală la o diferență de 4 puncte cu 25-21. În setul 3, dinamoviștii au apăsat mai tare pedala de accelerație, reușind să câștige actul la o diferență foarte clară de 7 puncte, 25-18. Din echipa de bază a lui Vlaicu au lipsit 3 piese grele, Gheorghiță accidentat, iar Bala și Tebieș sunt la lotul național al României. Aurel Vlaicu și Bogdan Nicolae au trimis în teren următorii jucători: Adrian Olamp, Peter Nodi, Fabian Birău, Răzvan Mihalcea, Leonardo Dal Bosco, Dal Agnol, Scoric Vojislav și Adrian Feher Libero. La această oră, CS Volei Municipal Zalău dispută a doua partidă în compania vicecampionilor României SCM Universitatea Craiova. Al doilea duel al primei zile a fost între SCM-ul Craiova și Universitatea Cluj, partidă în care oltenii s-au impus cu 3-1 în fața voleibaliștilor antrenați de Bogdan Tănase.